Auzi în fel și fel de cazuri mai deosebite, mai năstrușnice. De ce să nu invităm pe toți care într-adevăr iubesc? Și nu cred că există persoane care nu iubesc. În felul lor au ceva deosebit pentru ființa iubită. De ce să îi lăsăm să facă altceva și să nu invităm la o ciocolată? Atunci deja lucrurile stau altfel. Transmit din suflet mai multe sentimente bune și, de ce nu, odată cu ciocolata își îndulcesc împreună zilele. Ce-ați pregătit pentru îndrăgostiți? De la inimile cele mai mici până la cele mai mari, bineînțeles și câteva mărțișoare, că se apropie și acest eveniment. Ciocolata, pe lângă cea care are la bază cacao și poți să o culorezi și să o realizezi în fel și fel de variante, mai apare ciocolata albă care vine și pune o pată de culoare, mai deschide puțin și, bineînțeles, și ciocolata colorată care la rândul ei are efectul scontat, dar pe care încercăm să o folosim cât mai puțin. Au îndrăgostiții anumite cerințe? Cam ce ar vrea ei așa? Cele mai frumoase cerințe din partea lor sunt momentele în care vin cu inelul să-l introducem în inimioară să facem piesa de ciocolată. Da? Da. Da, inelul de logon îl introduc în inimioară. Câteva cuvinte despre cât de migălos e lucrul la asemenea piesă? Cu cât piesa este mai sofisticată, are mai multe elemente decorative, cu cât este mai personalizată într-un anumit fel, ea devine mai complexă. Când intervii și dai și pată de culoare în diferite variante, atunci din nou intervine așa zisa pictură cu aerograful, ceea ce complică puțin procesul tehnologic pentru realizarea produsului final. Semi-complex. Cu cât elementele decorative sau montajele ar fi fost mai multe, cu atât devenea mai complex. Este exact ce vă spuneam despre acel sider care este dat. Este într-o peliculă foarte, foarte fină, ceea ce nu contribuie foarte mult la degradarea sănătății noastre. Dar totuși, chiar și aceasta unde este roșu, este roșu la exterior, pentru că dacă vă arăt interiorul, este plin de ciocolată albă. Deci încercăm să folosim cât mai puțin aceste culori, cu toate că ele sunt recomandate din punct de vedere alimentar, dar evităm să le folosim în exces. Cu ce e dată culoarea, de fapt? Această culoare, acest idet, este dat cu aerograful. Este un pistol micuț care se folosește și în picturi, se folosește în arta decorativă, dar pentru piese micuțe, nu pentru cele mari de amploare, acolo unde se folosesc compresoarele și pistoalele acelea mari. Cât se lucrează la o astfel de piesă? O astfel de piesă, dacă este să acumulăm orele, se poate ajunge la 2 ore de muncă. Și prețul e la... se fac elementele, da? Și după aceea încep să se monteze. Și prețul ei la cât ar putea ajunge pentru cine e interesat de ea? Depinde, aceasta poate să ajungă și la 50 de lei. Depinde, pentru că nu mergem pe strict pe manoperă, încercăm să-i dăm un preț pe kilogram.